Panică la Hâncești, unde, într-un bloc cu trei etaje din oraș, au apărut fisuri. În ultimele două săptămâni, crăpăturile din pereți au ajuns la câțiva centimetri lățime. Locatarii celor 42 de apartamente sunt disperați și se tem să nu se prăbușească blocul peste ei. Primarul din Hâncești susține că imobilul s-a înclinat deja, așa că autoritățile locale au sfătuit pe locatari să plece. Ieri nu era asta? Azi dimineață nu a apărut etajul. Deci nu a căzut cu tot cu haine. Noaptea, dacă a căzut peste copil în somn, tencuiala de pot, de asta eu cred că nu e de glumă și de trăit. Nu-i mie pădinte, ce de luat. Mă, atunci nu idiom. Nu suntem într-un apartament părăsit. Până acum două săptămâni, pereții erau normali. Acum, crăpăturile sunt late de un deget. Locatarii sunt disperați. Peste tot cade tencuiala. Soții Mironov locuiesc în acest bloc de 50 de ani. În două săptămâni, în bucătărie și baie, au apărut fisuri. Atunci m-a umpală, mi-e prea mă la golovă, i-a mâlă pe sudul. Și potom se idiot. Și apartamentul Lenei Sârbu are fisuri chiar în dormitor. Fiecare zi progresează. Aici e dormitorul meu, eu dorm aici. Mi-e frică să dorm. Unii și-au făcut deja bagajele, dar nu au unde pleca. Este peretele de bază. Într-un schimb, dacă eu șcaful, oricum se mai cheamă el, șofanierul, peretele de bază pică. Deasupra se află plițele care stau. Asta e peretele de bază. Suntem nevoiți să căutăm ieșiri din situație ca să putem să nu ajungem la ceva mai rău. Am scos până când bunurile din casă. Nu dorim să plecăm din casă, de atâta că suntem trăitori și locatari a căsei de-am 23 de ani. Probabil ca să fim nevoiți să părăsim până când apartamentul. Primarul municipiului Hâncești a convocat Comisia Situației Excepționale și a sesizat Guvernul și Agenția pentru Supraveghere Tehnică. Am luat decizii ca cetățenii să se evacueze în mod de urgență, fiindcă este riscul să cadă chiar plițele de beton. Colța casei a redus 20 cm doar la 3 etaje, asta este foarte mult. Dar restul alt colț de aici este dus 30 cm. Blocul e construit în anii 60, iar specialiștii spun că proiectul nu a luat în calcul riscurile seismice. Un reprezentant al Agenției pentru Supraveghere Tehnică venit în inspecție nu a putut da prea multe informații. Este sigur pentru oamenii să rămână să locuiască aici sau ar trebui mai bine să plece? E cel mai bine expert să vă expune după cercetare. Dumneavoastră ați locuit în acest apartament? Cum să vă spun? Vom vedea de ce vă spun. Eu locuiesc în Chișinău. În 2019, scara unui bloc cu 9 etaje din orașul Otaci s-a prăbușit. 18 apartamente s-au făcut praf sub privirile locatarilor care, din fericire, au reușit să iasă la timp din case, avertizați de un inspector al Agenției de Supraveghere Tehnică Nord. Experții au stabilit că blocul a fost avariat de apa de ploaie care se infiltrase în pereți și tavane. Din cauza umidității s-au format fisuri în pereți, ceea ce a dus în timp la surparea construcției.